Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vom face o pâinică de casă gustoasă cu doar 4 ingrediente fără frământare. Am aici 400 grame de făină, pun o linguriță cu vârf de sare pe margine. Facem o gropiță în mijloc. Punem 5 grame de drojdie uscată și 350 ml apă călduță. Punem toată apa peste făină și amestecăm cu o lingură de lemn până intră toată făina. O acopăr cu folie alimentară, ați văzut că nu am frământat-o deloc și o las la crescut o oră, oră și jumătate. Este gata. Am aici un vas de iena, am pus hârtie de copt și pun aici tot aluatul. O să o dau la cuptorul încins la 200 de grade pentru 40-45 de minute. Este gata, am scos-o din cuptor, am pus-o pe un tocător, îndepărtez hârtia de copt și o să o tai. Miroase foarte frumos în bucătărie. Este fierbinte încă. Atât de fierbinte este, mă frige la mâini. Ia uitați ce bine arată, o puteți servi cu bunătăți. Eu o să o servesc cu cartofi prăjiți și am pe foc cârnați cu salată de roșii, o bunătate. Vă doresc poftă bună! Rămâneți cu bine!